PNL Hunedoara mai primește o lovitură în plex din partea unora dintre cei mai performanți primari din județ pe care îi aveau liberalii. De data aceasta, Liviu Ioan Lință, edilul comunei Vața de Jos, a decis să se alăture echipei PSD. Până în prezent, sunt 5 primari în funcție care au fost liberali, dar care, din cauza unor neînțelegeri pe linia de partid și implicit cu președinta PNL Hunedoara, au ales să treacă la PSD. Am fost așa un pic... Am mulțumit de deciziile care se luau la nivel de județ cu privire la mai multe aspecte, proiectele care le am în desfășurare, care au cam stagnat și tot am întrebat ce se întâmplă cu ele și oarecum am fost total nemulțumit de răspunsurile care mi s-au dat. Am avut mai multe discuții, da, deci tot au așa, au tărăgânat, au tratat cu indiferență oarecum. Eu nu pot să tratez cu indiferență proiectele care le am în desfășurare. Eu nu pot să aștept, stau câteva luni ca să mi se spună, păi trebuie să scoți toate avizele. Bun, am scos toate avizele, acum din nou mi se cere, te mir ce? Să depun un proiect. A, tot mi se spune că mi-au dat cel mai mare proiect. Păi mi-au dat că am avut documentația făcută, nu mi l-au dat că... Degeaba mi l-au dat dacă nu mă și ajută să-l implementez proiect. Așa numai se spune, vai, ți-am dat un proiect mare, dar nu poți să-l pui în practică. Nu? Consider că Partidul Social Democrat este un partid mare și puternic în țară, n-aș putea să mă duc la un partid mic, pentru că eu sunt o comună mare, cu nevoi, cu multe proiecte, multe nevoi care trebuie rezolvate de către Consiliul Județean, unde am un drum județean, și mai multe proiecte împreună cu Consiliul Județean. Plecarea lui Liviu Lință din PNL vine la scurt timp după ce primarii comunelor Pui, Crișor, Ilia și Cerbăl au făcut același anunț, că se alătură socialdemocraților acolo unde, spun ei, au găsit mai multă deschidere și înțelegere. Lovitura încasată de PNL Hunedoara este una notabilă, ținând cont de faptul că prefectul județului Călin Marian este actualmente candidatul partidului pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Ba mai mult, el a fost de câteva ori marele perdant al alegerilor locale din această comună, considerată a fi un fief liberal.